Bine. Cred că v-ați dat seama că eu vorbesc foarte mult despre bunătatea lui Dumnezeu și mereu vă aduc aminte că suntem cei ce suntem prin bunătatea lui Dumnezeu și vom fi cei ce vom fi tot prin bunătatea lui Dumnezeu. Chiar nu ne putem descurca fără bunătatea Lui. Deci fără nicio supărare când spun că prin bunătatea lui Dumnezeu sfârșim și această zi, suntem în această seară când, așa cum v-am obișnuit, vin în fața voastră cu slujitori, slujitori ai cuvântului, slujitori ai bisericii, slujitori ai semenilor, pentru că asta ne-a învățat Domnul Iisus Hristos, El cel Mare a venit să slujească și noi, călcând pe urmele Lui, nu putem fără să îmbrăcăm haina slujirii. În seara aceasta am bucuria să aduc în fața voastră doi slujitori. Fratele Traian, s-au cunoscut aici ca fratele Titi. Mulțumesc că ați venit. Drag. Domnul să vă binecuvinteze și fratele Vasile. Mulțumesc că v-ați făcut timp. Cu mare drag am venit. Cum sunteți? Mulțumim lui Dumnezeu. Eu am o vorbă preluată de la cineva. Mai bine decât merit. Toți suntem mai bine decât merităm. Slăviți și toți mai avem mofturi, că am mai dorit câteva. Cum ești, frate Vasile? Mulțumesc, Domnule, mai bun. Cum spunea și fratele Traian, poate că viața, modul cum o trăim noi, nu e chiar cea plăcută lui Dumnezeu într-un mod desăvârșit, dar Domnul ne iubește și, cum spuneați dumneavoastră, bunătatea Lui ne face să fim foarte bine. Și ne și responsabilizează. S-au obișnuit ascultătorii noștri atunci când vorbesc cu slujitori, pentru că eu asta spun, ei ne cunosc din amvoane, de pe nu știu unde, nu ne prea cunosc așa ca oameni. Și atunci, de multe ori încerc, nu totdeauna mie, să aduc în fața lor și omul. Și o să încep cu fratele Titi. Spuneți-ne un pic despre familia în care v-ați născut și ați crescut. Ce vă aduceți aminte de ea? Sigur că din copilărie mi-aduc aminte mai bine decât ce-am mâncat ieri. Oule. Din cauza vârstei și sunt născut în Bihor, mai precis într-o comună, Lugaș, lângă Alești. Lugașul de sus sau de Lugașul jos? De sus. Ca să fim exact acum, Lugașul da. De sus, da? Acolo am copilărit, școala primară, pentru că vremurile după război erau tulburi. Foarte curând o trebuie să plec de acasă. M-am dus la Reșița, nu aveam nici 17 ani când m-am angajat. Am făcut... La uzină, unde altundeva? Pe șantier. Pe șantier. Am făcut școala, liceul Seral, de acolo am dus la București, la Academia Militară, cu gânduri mari, dar nu se putea, că originea mea nu era sănătoasă, părinții mei n-aveau buletin roșu și după 2 ani am fost trecut în rezervă cu grad de sergent. Mi-am dat seama că sunt indexat, că sunt pus undeva la dosarele tovarășilor și atunci am venit la mine pentru că cunoscusem aici în armată, am cunoscut un băiat de aici care, spre deosebire de ceilalți, avea bani. Și atunci m-am gândit că poate și eu, deși nu aveam gabaritul lui, zic, domnule, probabil că se va găsi ceva și pentru mine acolo. Așa am ajuns în 1966 în Valea Jiului, de atunci de 54 de ani sunt aici, aici. Ați rămas aici, da. Ați fost mai mulți copii la părinți? Patru copii. Familie de oameni credincioși? Sau? Eu eram a treia generație de credincioși. Bunicii mei au fost primii părinții mei și eu eram a treia. Bun. Frate Vasile? Eu m-am născut într-o familie de curând întoarsă la Dumnezeu în cultul pentecostal. Părinții mei au fost în religia ortodoxă, dar înainte de a mă naște eu, ei s-au întors la Dumnezeu. Vin dintr-o familie de 7 copii. Din partea asta, zona asta sau de unde? M-am născut în zona Bucovinei, județul Suceava, comuna Bosanci. Am ajuns aici printr-o conjunctură, aș putea spune, având aici niște rude, niște unchi veniți la mine. Eu am făcut liceul CFR la Brașov, acolo fiind o zonă mai scump de trăit și județul Brașov, în special orașul Brașov, era o zonă în care aveai nevoie de foarte mulți bani să trăiești. Am încercat să mă angajez după liceu în Suceava, nici acolo nu s-a putut și conjunctura a făcut, fiind aici cei doi unchi ai mei, am venit în vizită în anul 1983,
Când am terminat liceul, printr-o înțelegere între un văr al meu și un unchi, m-au coborât jos în subteran să văd totuși cum este zona asta și cum e acolo. Ce înseamnă mina? Ce înseamnă mina? Interesant a fost că nu m-am speriat din prima și chiar mi-a plăcut. Nu numai că mi-a plăcut munca, dar îmi plăcea remunerația care era atunci aici. Și fiind un om care îmi doream să fac mai mult în viață, am ieșit, am plecat în armată, m-am întors din nou aici și am rămas în zona Văiejului. Aici fiind o vorbă pe care o spuneau bătrânii noștri, pentru că acum eu mă consider din al locului, pentru că deja m-am obișnuit cu sătenii, de aici locuiesc în Petrila, în Cimpa, sunt cunoscut de oamenii acolo și vorba locului era că cine ar bea apă din Valea Jiului nu mai pleacă. Pentru mine s-a adeverit, nu știu dacă e chiar reală sau nu, dar am rămas aici. În 1986 ne-am căsătorit. Acum m-ați făcut curios că amândoi ai pomenit că ăla în armat avea bani, bănuiesc că lucra pe la mine, de asta avea bani, nu? Da. Cât era un salariu atunci? Salariul minim era 4.800 de lei. Deci eu când m-am angajat ca și prima calificare vagonetar, am avut 4.800 de lei. Deci erau totuși bani frumoși la vremea aceea. Asigur, și după aia am obținut calificări și... Eu când am venit în 1966 ca vagonetar la mine, am avut 1.200 de lei, dar soția mea, care era ospătară, avea 660 de lei. Deci aveam dublu față. Nu, asta am vrut să spun eu și când a zis Vasile de 4.000, era cam dublu. Dar el a venit cu 20 de ani. Da, da, dar era cam dublu. Deci față de salariile din vreme respectivă, era cam dublu. Da, era dublu. Era ceva diferit, pentru că noi cei care lucram la front eram mult mai bine plătiți ca cei care lucrau la birou sau șefii noștri. Deci pe mine m-a șocat, un inginer avea un 3.600-4.000 și noi ca oameni care lucram la front aveam bine, peste 4.000. Bine, la inginerul cobora, da? Dar era altă categorie de oameni din TESA care luau mai puțin bani ca noi. Da, probabil se ținea cont și de risc, de muncă și de... Da, una este să mai scrie numai cu pixul și altceva, deși și acolo. Bun, ziceți-mi... Copilăria ați trecut-o foarte repede, că așa este, dar a fost frumoasă, nu? A fost foarte frumoasă pentru că părinții ne-au oferit în posibilitățile lor lucruri de care astăzi ne amintim cu plăcere. Deși veneam dintr-o familie foarte bogată, bunicii mei au fost 24 de ani în Statele Unite înainte, după război, tata venea dintr-o familie de primar, deci a fost 12 ani primar în comuna Bosanci, veneau dintr-o familie bogată, dar în 1962 li s-a luat tot. S-a angajat în combinatul CCH Suceava, dar acolo ne-a putut oferi posibilitatea de a trăi decent. Nu ne-a lipsit niciodată hrana, nu ne-a lipsit îmbrăcămintea și am fost o familie binecuvântată. Vă aduceți aminte, frate Titi, ceva ce v-ați dorit în copilărie și n-ați putut nici cum avea? Au fost foarte multe care mi le-aș fi dorit, dar la un moment dat am acceptat situația că la noi în sat colectivul a venit în 1952, al treilea din România. Așa era, de repede. Da, era teren fertil, oamenii bogați aveau slugi și atunci au venit tovarășii și au lămurit pe slugi să se scrie în colectiv că tot ce a stăpânilor va fi al lor. Și așa am ajuns și noi săracii săracilor și chiar a trebuit, după 4 clase, să mă duc slugă, să mă pot îmbrăca. Într-un an de zile primeam mâncare, un rând de haine de purtat și unul care mi-l dădea când ieșeam din slugă la finalul unui an. A, deci nu vă schimbați tricou în fiecare lună de la altă firmă. Nu, eu cred că generația tânără ar trebui să audă lucrurile acestea. Nu sunt ele așa de spirituale pentru cei care sunteți numai cu spiritualitatea, dar câtă vreme trăim pe pământ, ar trebui să știm ce se întâmplă și în societatea noastră.
ne uităm, nu vrem să comentăm foarte mult, dar ne uităm la ce se întâmplă în America, care parcă unii sunt orbiți și vor un fel de comunism și socialism. Deci asta am primit și o explicație de la părinții mei. Am zis, domnule, dar de ce s-au înscris oamenii în colectiv și în astea? Și exact ce spuneți dumneavoastră. Au spus, știi cine s-au înscris? Cine n-avea nimic. Da. S-au înscris primii, pentru că ei n-aveau de pierdut nimic. Și interesant că ei au devenit șefii după aia, știi? Da. Și atunci ai luat de la aia la alții, interesant. Și a ajuns toată lumea cum a ajuns. Bine, da. Bine că am scăpat, da? Spuneți-mi, cum ați ajuns să vă hotărâți să aveți o relație personală cu Dumnezeu? Ce să vă spun, la 5 ani, țin minte... Până atunci nu țin așa de bine, da. Dar la 5 ani țin minte că învățasem să scriu și să citesc și pentru că nu înțelegeam toate lucrurile, rugam seara pe tatăl meu să-mi citească din Biblie, iar mama cânta foarte frumos. S-adunau surorile înșezătoare seara cu fusul să toarcă lână sau cânepă și cântau și eu eram foarte... sentimental, așa am fost, cred, și eram în culmea fericirii, că la noi în casă se adună frați și îl iubesc pe Domnul Iisus. Era o biserică neoficial, șezătoare a creștină. Iar pe prima pagină a Bibliei am scris cu creion la 5 ani, citește omule Biblia că vei afla foarte multe a lui Dumnezeu cuvinte, uitasem de asta, dar am revăzut Biblia acum câțiva ani cu scrisul meu de la 5 ani. Sigur atunci că... să scrii la 5 ani. Da. Nu știam nici la în clasa primară, tot cam primul am fost și clasele primare, dar n-am avut parte să fac școală, așa cum v-am spus, pentru că a venit colectivul. Tatăl meu a fost un sceptic în privința asta. A zis, domne, nu se poate... ca cineva să nu ia măsuri. Uite cum se ard carele oamenilor, pentru că aduceau fanfara militară în sat și căldări de aramă, făceau papricași de oaie, dar cu loitrele carurilor. Nici lemne din pădure nu și-aduceau. Și tata a zis, nu se poate. Și nu s-a înscris până nu știu când. Iar cei ce nu s-au înscris, am devenit săracii săracilor. Și atunci eu am cunoscut pe Domnul în familie, dar mergând slugă, lucrurile au degenerat. Am prins slugă la oameni mai înstăriți, care aveau servicii la oraș. Și după care, la un moment dat, m-au pus secretar de UTM-ul pe comună. Aveam 16 ani și eu eram secretar. Mergeam și la adunare. Dar până au aflat tovarășii, într-o zi au venit să țină ședință și erau toți adunați acolo și m-a întrebat pe mine, i-a întrebat pe ei, dar unde e secretarul? Și cred că e la adunare. Ce adunare? De pocăiți. Ăsta e pocăit? Da. Din ziua aia n-am mai fost secretar, dar m-au trimis la școală de activiști, de propagandiști la raion, acolo la Lejde, și credeau că să fiu un... Însă în sufletul meu nu era mulțumit. Se sădise credința de copil. Și știam că tot ce fac nu-i pe placul Domnului. Hotărât să mă pocăiesc până... După armată am făcut botezul, după ce am venit din armată, iar când eram acasă, mama știu că după ce ne culcam toți, venea la patul meu, amândouă mâinile le punea peste mine, pe strujacul ăla de paie și peste mine și se ruga și mă făceam că dorm, dar adormeam în rugăciunea ei, nu știu când termina rugăciunea. Atâta se ruga cu foc. Și dacă Domnul s-a îndurat de mine și dacă astăzi sunt credincioși și pot mulțumi Domnului pentru mama care am avut-o, pentru că începuturile și baza acolo au fost în rugăciunile ei. Cum a fost? Cred că povestea fratelui Titi ar putea fi într-un anumit fel și povestea mea.
Deși familia mea era întoarsă de curând la Dumnezeu, tatăl meu era în comitetul bisericii, fratele meu era în comitetul bisericii, fratele mai mare, umblam la biserică, dar situația la un moment dat a fost că la 14 ani am plecat în Brașov, fiind o distanță foarte mare, crezând că am scăpat de sub autoritate și de părinți și de, părinți, și de tot. Îmi iau eu viața în mâini și într-un anumit fel mi-am luat-o acolo în liceul nostru. Pe vremea aceea se făcea sport. Eu fiu un băiat de la țară, muncit în muncile agricole. Am înțeles că sunt foarte harnici cei din Bosanci, adevărat? E foarte adevărat, pentru că oamenii au un stil, cred că, de... Unul a fi mai bun ca celălalt. Mie mi-a spus cineva, scuză-mă, mi-a spus cineva, un credincios, din Bosanci. A zis că în Bosanci, despre două păcate n-ai voie să vorbești în biserică. Și unul din ele era munca prea multă. O să că de asta să nu te atingi, că toți sunt oameni harnici, rup jugul de dimineață până seara și ăsta nu trebuie considerat păcat și nu trebuie spus că e păcat. Dar munca asta te făcea un om puternic. Da. Eu plecând la liceu, era un club de lupte greco-romane. M-am dus odată pe margine, m-am uitat. A doua zi n-am putut să rămân indiferent de ce se întâmpla acolo și îl rog pe antrenorul care era atunci acolo, zic, mă lăsați să fac și eu cu unul din ăsta o figură. Pe vremea aia, din Rădăuț, era campion olimpic Ștefan Rusu, era în vogă tot sportul ăsta. Fără să știu tehnică, fără să fac altceva, l-am luat și am dat cu el de vatră. Se ridică băiatul supărat, cum am văzut, doar mai rău l-am dat de vatră. Era saltele acolo. Antrenorul îmi spune, zice, mă, ia, n-ai vrea să vii? Bun. Am plecat, în două săptămâni am ajuns campion județean, în județul Brașov. Fiind om muncit, ei erau mai slăbuți, nu știu cu ce lapte erau crescuți, dar nu știu ce a fost. După două săptămâni, să vedeți puțin firul vieții, cum de la biserică ajungi într-o altă situație, neavând... Chiar într-o extremă poți ajunge. Extremă, dar harul Dumnezeu a fost că povestea fratelui Titi, rugăciunile mamei, în momentul, revin puțin la rădăcini, mama m-a întrebat doar două lucruri. Când te pocăiești și când te însori. Asta era vorba ei. Îți scria sau vorbea la telefon? Când veneam acasă, când în vacanță, acasă. La trei luni. Și, nu, da. Asta a fost toată vorba ei. Și peste două săptămâni, în momentul când am ieșit campionul județean, a venit un antrenor de rugby. S-a uitat el acum pe margine cu antrenorul nostru. Și au discutat ei între ei. Ce, mă, băiatul ăsta nu-i numai pentru unul. Lasă-l să se bată cu mai mulți. La un moment dat m-au convins, m-au luat într-o deplasare, am plecat la Baia Mare, fără multe, m-au băgat direct în meci. Plăcându-mi revoluția, bătaia și lucrurile care erau acolo, am spus că rămân la rugby. Ca să vedeți cum diavolul sau cel rău îmi pregătea drumul în direcția aceasta într-un mod din bine în mai bine mergeam. La un moment dat am ajuns în lotul național de juniori al României, de acolo am ajuns la Clubul Steaua, am făcut armata acolo o perioadă din armată și lucrurile mergeau din ce în ce mai sus. Dar acasă era cineva care se ruga și ăla era, cred că, mama în primul rând și tatăl meu. M-am întors într-o vacanță, deși îmi termina liceu, eram acum la Steaua, la care atunci, pe vremea aia, comandantul unității era domnul Cornel Oțelea, fostul mare handbalist, era comandantul unității. Eu am ajuns acolo datorită faptului că antrenorul de la juniori al Naționalei de Juniori al României m-a cerut la Steaua, dar când am ajuns acolo, m-au chemat amândoi, era... reprezentantul care reprezenta partidul și comandantul unității. M-au chemat la ei în birou și mi-au spus următorul lucru. Zice, noi știm cine ești, știm de unde vii, dar pentru că Nea Radu
te-a cerut pentru că i-a plăcut de tine unde joci, noi te-am adus aici, dar vrem să ai în vedere următoarele lucruri. În ziua în care vei merge la sectanți, Prundul Bârgăului sau Vânjul Mare este locul tău? Eu habar n-aveam unde e Prundul Bârgăului, unde e Vânjul Mare, zice, fără nicio somație, tu vei ajunge acolo dacă te prindem că mergi la sectanți. N-am mers la sectanți, dar am mers acasă și de sărbători, era sărbătorile de iarnă, era într-o seară, și un om al lui Dumnezeu a venit și a predicat 4 ore. 4 ore doar pentru mine. Predica care a fost în seara aceea era în felul următor. Lucrurile care, sau faptele care te duc în iad și faptele care te pot duce în rai. Când predicatorul a vorbit despre faptele care merg și ajungi cu ele în iad, eu eram calificat aproape la toate. Lista, mă gândeam. Lista era, nu mă obifam. Bătăuș, rău, nu urmez pe Dumnezeu, nu mă rugam, nu așa, nu. Toate calitățile de a merge în iad erau satisfăcute. Biletul e luat. În momentul următor, după ce am ascultat predica asta, în mintea mea s-au născut 2 întrebări. Și una din întrebări era, dacă lucrurile astea există, tu unde ajungi? Dacă sunt reale și locul în care sunt reale, tu unde ajungi? Dar la urechea mea era un alt duc care venea și spunea, vezi-ți de treabă că ce spune ăsta... Povești, nu este adevărat. Dar Duhul Dumnezeu nu m-a lăsat în pace și a venit din nou și mulțumesc Domnului că a hotărât că acest Duh al Dumnezeu să vină și eu am putut să-L ascult. Pentru că eram prea băgat în lucrurile astea și nu puteam să ies de acolo. Dar Duhul Dumnezeu a venit și a zis, dar dacă există, totuși... Luăm în calcul și varianta. Luăm și varianta cealaltă, dar dacă există. Diavolul spunea, nu există nici, vezi de treabă, tu ești bine, ai să ajungi colonel, pentru că colegii mei, Octavian Murariu, am jucat cu el și el a fost președinte Comitetului Olimpic al României, deci era coleg cu mine și el a ajuns președintele Comitetului Olimpic în România la vârsta mai înaintată. Da. Și alții care ne-am cunoscut și am fost colegi de echipă. De la aceste 2 întrebări, dacă există și nu există, n-am putut să mă liniștesc. Și prin hotărârea și ajutorul lui Dumnezeu, în momentul când am terminat în armată, în 1985, m-am hotărât dintr-o dată și am terminat armata. Din momentul acela, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am hotărât de astăzi să mă dedic lucrării Domnului și am reușit să mă întorc la Dumnezeu. Dar ca și ajutor, a fost 2 luni, am plecat de la Steaua, pentru că în România a venit un ministru de externe, o doamnă, nu rețin numele, în vremea lui Ceaușescu, a venit în București. Era pe semănătoare, țin minte biserica și fratele meu mi-a trimis o scrisoare, deși era citită, desfăcută, eu nu mi-am dat seama, copil fiind, nu aveam nicio treabă, am plecat în dimineața aceea la biserică. M-am dus la biserică, am venit la 2:20, am intrat în unitate, pe seară cu ceilalți colegi am mers și am devastat un bar. Pentru că aveam niște rivalități. Deci cei din provincie, când prindeam pe cei din București, era revoluție. Era capitala și provincia. Da, și restul. Și nu era moment în care ori pe tramvai, ori unde era revoluția pornită. Era revoluție continuă. Da, am mers la un bar aproape de Plevne, unitatea era pe Plevne atunci acolo. Seara am rezolvat problema barului. Dimineața la ora 9, comandantul m-a chemat la el. Și m-a întrebat, unde ai fost ieri? Păi, cărcă, nu știu ce, bine, zic că am fost aseară, îmi cer scuze, vorbesc cu părinții, plătim ce am spart, nu-i problemă spartul. Problema e unde ai fost dimineața, când am văzut că deja știau toți. Zic că am fost la o biserică creștină și în momentul următor, cred că în secundele următoare, mi-a spus să ies afară, mi s-a făcut... biletul de trimitere și am ajuns la Alba Iulia, la regiment, la poarta cetății și ultimele 2 săptămâni le-am făcut armata aici.
fiind posibil și o armată, care habar n-aveam eu ce înseamnă armata, pentru că armata în București am făcut-o civil, aici o trebuie să îmbrac haina militară, să încep de la zero, acolo cu ăsta. Dar a fost scurt. Dar a fost scurt 2 luni, dar harul Domnului a fost că azi mă aflu în situația în care mă aflu. În urmă, hotărârii pe care Domnul m-a ajutat să o iau, m-am întors în Varajului, mi-am găsit soția. Hai că ajungem, că era întrebarea mamei, când te pocăiești, când te însori. Da. Când v-ați căsătorit? Poftiți? Când v-ați căsătorit? Am căsătorit la vârsta de 23 de ani. Aici, în Vale? În Valea Jiului. Da, la 22 de ani am încheiat legământ cu Domnul. Deja, pentru că știam un pic de muzică, cântasem în fanfară în biserică de copil, m-am apucat de cor. Era o frază, dar n-a avut să se cine să așa. Și la 23 de ani m-am căsătorit. Fata era din cor? Da, era. Nu numai ea, era dintr-o familie de 7 copii, 2 surori și 5 frați. Și toți 5 frați erau băieții, toți erau dați la școala de muzică de către socrul meu. Și erau instrumentiști, notiști, cu clarinet, cu trompetă, cu acordeon. Iar eu deja nu mai eram singuratic, ăla a venit de nu știu unde, ci eram prins în grupul lor și atunci a fost mare har să mă împrietenesc cu sora lor. Deci așa au fost. Deci cu ajutorul băieților și a instrumentelor. Da, sigur că la... da. Ce v-a plăcut la ea în mod deosebit? Cred că toate, pentru că am văzut-o cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă și cea mai harnică și cea mai bună, mai ales că erau 3 fete în toată adunarea, așa că... Da, da, și între 3 e greu să alegi, da, da, frumos, frumos, da. Da. Și apoi v-a binecuvântat Domnul cu copii? Da, frate păstor, ne-a binecuvântat Domnul cu 6 băieți și 6 fete. Avem o familie de 12 copii, pentru care mulțumim Domnului, pentru că toți au ajuns să încheie legământ cu Domnul. Acum, sigur, copiii mei n-au fost îngeri, pentru că nici eu n-am fost arhanghel. Asta îmi place, dar ai zis înțeleagă. Dar acum când vorbesc lucrurile astea, sunt fericit să-mi văd toți copiii la casele lor cu familii frumoase care se țin de Domnul. Mai avem 3 fete necăsătorite, dar stau lângă Domnul, sunt cu noi, nu că n-ar fi avut unde, au și case, însă să nu ne lase nici pe noi singuri și s-au și obișnuit, sunt cu noi. Însă toată familia noastră este lângă Domnul și asta îmi dă satisfacție. Da, frumos. Și e bine că ați spus lucrul ăsta. Eu am zis și în alte emisiuni și în alte ocazii, de multe ori pe copiii slujitorilor se pune o presiune așa de mare că dacă tata e slujitor, copilul trebuie să fie Sfântul Sfinților. Dragii mei, copilul e copil la 3 ani, la 4 ani. Și un alt lucru care eu l-am înțeles de vreme și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el, nu contează în ce familie te naști. Până Duhul Sfânt nu lucrează nașterea din nou în viața unui copil. Copilul poate fi mai educat, mai bun, mai rău. E tot un păcătos care are nevoie de salvare. Și atunci nu știu de ce unii îi judecă pe alții, știi? Că Dumnezeu are modul lui de a lucra în viața fiecăruia. Cu unii are mai multă răbdare, cu unii mai puțină, cu unii toată viața. Și așa este. Parcă ce, noi slujitori, nu ne-am dorit copiii să fie cât mai degrabă Domnului, dar nu ține de noi. No, când ai dat răspuns întrebării mamei, la a doua? E adevărat că soția eu am văzut-o în biserică, dar cel mai mult am studiat-o la magazin. Ea lucra la un magazin general, era aici magazinul Jiu, și în fiecare zi aveam de cumpărat ceva.
Aveai de cumpărat, am înțeles, da. Chiar dacă bani aveai, mineru da. Avea bani și în fiecare zi trebuia să cumpăr ceva. La un moment dat am apelat și la serviciile ei să mă ajute în cumpărături. Ajutându-mă, am văzut că e o fată cu minte, nu vorbea prea mult pentru că eu știam că vorbesc foarte mult și zic, n-am cum să-mi iau una care... Competiția, da. Era, cred că, o competiție dură în familie care să vorbească mai mult. Venea înapoi luptele și ruibii. Da, eram un băiat care îmi plăcea să vorbesc și încă nu mă trec cu pofta asta. Apropo, scuze, că tot vorbim de perioada asta de pandemie, Domnul să ne ierte, așa, m-a întrebat cineva, știi, că noi suntem răi, asta este... Știi că, băi, cum l-a afectat pe ăla? Cum l-a afectat? Dar îmi zice, da, zice, la gură, nu l-a afectat pe ăla deloc. Zic, nu, la gură merge. Merge, alte efecte. Da, și am cunoscut-o, a fost o relație de prietenie nu foarte lungă, pentru că mama fiecare an tot mă presa. Acum, de pocăit, au văzut că am început să mă întorc la Dumnezeu. Legământul l-am făcut în comuna Bosanci, în luna februarie 1986, deci înainte de căsătorie. Acum, de botez, și-a luat povara. Era liniștit, dacă da. Acum, era o problemă. La noi, în comună, se obișnuia să fie făcute nunțile mari. De fapt, în vremea aia putea veni oricine, deci nu era cu invitație, nu, se făcea 5, 600, 700 de persoane. Deci toată lumea știa în ziua anunții câți ani, nu? Știam în ziua. Fratele Titi va confirma căsătoria noastră, că fratele a fost la noi și dacă pot să-i mulțumesc acum public. De 23 august, nu? Da, da. Și eu te zicea la mama, zic, mama, la 23 august mă însor. Așa a rânduit Dumnezeu, exact, 23 august a fost data în care noi ne-am căsătorit. Dar până atunci, prietenia noastră a fost scurtă. Dar mama nu știa în ce an. Nu știa în ce an, dar a început, doar nu mă tot întreba. Uite, sor, pentru că ăsta trebuiau să crească animale. La atâtea populație trebuia totuși să se organizeze. Și în 21 iunie, țin minte că am oficiat logodna, în 9 august ne-am căsătorit civil și în 23 august cu ajutorul Domnului. N-ai convins-o greu? Nu, ea era convinsă mai tare ca mine, pentru că noi ca și copii al lui Dumnezeu credem în revelația divină. Descoperirea lui Dumnezeu. Eu nu eram familiarizat foarte bine cu lucrarea asta. Dar ca să vedeți cum Dumnezeu a lucrat în familia noastră și ceea ce a vorbit Dumnezeu acum 35 de ani se confirmă în fiecare moment, în fiecare zi și continuă acea descoperire să fie făcută și astăzi. Păi de fapt asta se spune, că lucrările lui Dumnezeu se validează și în timp. Adică, și pentru... da, e o chestie foarte urâtă când oamenii se joacă cu astfel de lucruri și chiar îmi spunea cineva cu durere, probabil s-au jucat în relația cu Dumnezeu și în loc să spună după câtva timp după căsătorie că a fost bine, știi, ea supărată când a zis cineva că... au avut nu știu ce descoperire sau ceva, știi, soția zice, cred că de la dracu, știi, îți dai seama ce era acolo, pentru că oamenii se joacă cu Dumnezeu. Când te joci cu Dumnezeu, n-ai cum să ieși bine. Dar când într-adevăr e de la Domnul, cum spui, după 30 de ani, după atâta, vezi în fiecare zi că Dumnezeu este acolo. Soția mea vine dintr-o familie de 6 frați, dar ea a fost înfiată la o mătușă. Și noi părinții i-am respectat și părinții natural, dar și părinții adoptivi. Socrul meu, care o adoptase pe soția mea, era singura fată la părinți, era coleg cu fratele Titi la CFR, unde lucrau ei împreună. El nu concepea să
nu facă nunta la fată aici. Era singura fată, singura posibilitate de a fi, dar Dumnezeu cum a schimbat lucrurile într-un mod miraculos. Miraculos, aș putea spune și astăzi, și când mi-amintesc la ce a fost atunci. Era relația de prietenie și într-o seară am mers în familia lor. Pentru că Dumnezeu vorbește și cred că va vorbi prin oameni și pentru oameni și azi și întotdeauna. E clar că Dumnezeu are oameni, chiar dacă mulți contestă lucrarea asta, dar pentru că noi credem în ea, eu știu că și astăzi este aceeași lucrare. Un om al lui Dumnezeu a venit în familia socrilor mei. Ne-am mers la masă să mâncăm, să luăm masa împreună. Obiceiul de atunci, care astăzi nu mai este același obicei, care ar trebui să fie totuși. Oamenii când intrau în casa unui creștin, în primul rând se rugau. Omul acesta a venit la masă, noi eram acolo, ne-am ridicat și am început să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru bucate. Dumnezeu a vorbit atunci în felul următor pentru noi. Eu, care nu eram familiarizat foarte bine, nu credeam, nu știam că poate exista așa ceva, într-un mod așa de vizibil și de... Și zice, parcă mi-amintesc acum când Dumnezeu a vorbit pentru noi și a zis așa. Zice, momentul ăsta l-am hotărât pentru voi ca eu să vorbesc cu voi. Eu, în gândul meu, am crezut că oamenii ăștia au aranjat discuția cu omul și gata să-l iau fata. Cu toate că era în prietenie, nu era un înțeles. La un moment dat, Dumnezeu îmi vorbește mai departe. Dar pentru ca să știi că eu, Domnul, am hotărât să-ți vorbesc, îți voi zice doar câteva lucruri pe care tu și eu le știu. Eu am hotărât să plec, să trec Dunărea. Deci aveam niște conexii și am vrut să plec atunci. Am fost aproape prins, nu am fost prins pentru că au fost prins alții în fața mea și eu am scăpat în spate și la anul de porumb l-am rugat pe Dumnezeu, dacă existi, scapă-mă și eu te voi urma. Da. M-am întors înapoi în țară, n-am mai încercat pentru că am auzit ce s-a întâmplat cu ailalți. Știi tu atunci când erai în anul de porumb și ai vorbit, păi nu avea de unde să știe omul ăsta din satul mare să-mi spună mie ce s-a întâmplat în momentul ăla. Și atunci m-am plecat și am zis, Doamne, nu mai zi nimic, să nu mă faci de râs la oamenii ăștia, pentru că voi crede tot. Și în momentul ăla a început Dumnezeu să ne descopere viitorul nostru, dar în primul rând l-a luat pe socrul nostru. Și a zis așa, lucrarea se va face, dar nu aici. Deci socrul meu s-a liniștit. Din momentul ăla l-a liniștit pe socrul meu. Și asta așa, lucrarea se va face, dar nu aici. Cât despre mijlocul de transport, eu voi organiza și vă voi ajuta să puteți face deplasarea. Pe timpul Ceaușescu așa ceva nu se putea face, să duci o biserică de pocăiți sau... Care vor să meargă, da. Ca să vedeți, dar a continuat Dumnezeu prin revelație și asta așa. Dacă veți sta lângă mine, eu, Domnul, vă voi binecuvânta încât voi nu vă veți gândi, chiar frații și surorile tale vor lucra pentru voi, dar voi să rămâneți surorile soției mele și toate, da. Și eu, Domnul, vă voi binecuvânta încât nici nu vă veți aștepta, dar condiția era să rămânem lângă Dumnezeu. Ca întotdeauna. A fost nuntă mare, a fost la Bosanci. Da, a fost o nuntă mare, n-am numărat eu atunci nuntașii, dar erau de ordinul sutelor. Dar acum o curiozitate, că asta cred că interesează pe tineri. Atunci și câștigați ceva? Nu. Sau era numai bucurie? Un leu se dădea. Cum? Un leu. Deci erau găsite bagnote de un leu. Deci oamenii veneau. Se mergea cu sacul de colectă sau cu farfuria și puneau și 25 de bani. Da, deci nu. Bun, și deci practic atunci când făceai nunta, bănuiesc că mai mult o făceau părinții, nu? Părinții, dar... Dar n-aveai în gând că o să câștigi, că era bucuria, mulțumirea și ce-o fi, o fi. Da. Noi am rămas și cu ceva bani. Da? Da, ne-am luat o mașină. Iertați-mă că la noi în sat se ducea cinste. Adică, inclusiv oamenii nepocăiți, dacă auzea că un băiat în soară sau o fată, mergeau cu 3 zile înainte cu cinste.
o găină, un blid mare de făină, 20 de ouă, picior de porc altădată dacă era iarna. Deci în sală la noi nunțile nu costau familia, rămâneai bogat după o nuntă cu ce rămânea neconsumat. Dar asta era frumos, era satul, familia mare care participa și apoi venea la bucurie, dar altfel, te nenorocea dacă... Nu. Satul era sat atunci. Comunitatea era altă. Omenia era... Bun, vorbim ca bătrânii deja, o altă dată, da. Uite că timpul a zburat... Și n-am vorbit aproape nimic ca slujitori. Cum e ca slujitor în biserică? Bine sau... Adică întrebarea mea, ați recomanda unui tânăr, în generația noastră, cu atâtea posibilități, ați recomanda să-și dăruiască inima 100% lui Dumnezeu și să se gândească la lucrarea lui Dumnezeu? Frate Iuga, poate edificator niște date care vi le spun. Am trimis la seminarul teologic și la institut, pe urmă, că s-a transformat așa, 25 de tineri din biserică pe care i-am recomandat. 25 de tineri. 25. Dintre care 18 au ajuns păstori. Unii inclusiv președinte de cult. Dacă vorbim de Ceuță cu așa... De aici e Ceuță. Da, sigur. Deci din zonă, chiar aici. El aici, a stat lângă biserica Philadelphia, părinții, dar dintr-o zonă. Și din asta l-a trimis la școală, să facă școală. Da. Frumos, altul, deci, Nelu Moldovan de la Oradea, ei pe unde au trecut au spus că au fost mentorați de mine și, deci, ca să nu intervin alte, am trimis atâția oameni la școală, înseamnă că... Da, nu mai trebuie să-mi dați răspuns la întrebare. Mare lucru. Mare lucru să te uiți în urmă. Acum, eu sunt convins că ați influențat și pe cine nu știți. Deci, probabil, despre unii numai în veșnicie, vezi, știi? Că la noi, vezi exact cum ai făcut dumneata, că așa am fost noi obișnuiți, ai zis că nu mai, știi, că dacă spui un adevăr, imediat zice lumea, băi, s-o lăudat acum. Păi, oameni buni, când spui adevărul, e adevăr, nu-i nicio laudă, îi dai toată slava lui Dumnezeu și probabil așa sunt tineri sau oameni mari acum, care au fost influențați de dumneavoastră și nu o să aflați, poate așa, sau nu știu ce, sau s-ar putea, foarte interesant, s-ar putea să aflați, nu dumneavoastră, să afle alții, când va hotărâ Domnul să plecați, nu contează când, la înmormântare să vine unul atunci să spună, băi, pe mine fratele m-a influențat, să nu știu ce, de el nu a avut curajul să spună. Care e răspunsul? Nu numai că le-aș spune că e bine să facă voia lui Dumnezeu, ci i-aș îndemna din toată inima. Deci, din diferența vieții mele din trecut, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, e fantastică. E distanță foarte mare. Împlinirile pe care Dumnezeu mi le-a rânduit în momentul când l-am primit pe Domnul Iisus. În primul rând, ne-a rânduit o familie binecuvântată. Avem aproape 35 de ani, Domnul ne-a dăruit 4 copii. Cum spunea și fratele Titi, suntem plini de bucurie că sunt ai Domnului. Îl slujesc pe Dumnezeu. Ne-a dăruit 2 nurori, ne-a dăruit 2 gineri binecuvântați, avem 10 nepoți. Dacă aș mai putea face ceva din nou, aș căuta să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu și aș căuta să fac mai mult pentru Dumnezeu. Din nou nu se poate, dar cât ne rămâne? Cât ne rămâne, dar pentru cei tineri, deci cea mai bună variantă sau cel mai bun lucru că le-ar putea face să slujească pe Dumnezeu. Pentru că nu dau greș. Averea se duce, părinții se duc, copiii pleacă. Sănătate și tot ce ne dă Dumnezeu, toate trec. Dar dacă este ceva ce și rămâne... Și se duce viața. Viața e sfârșit. Ne place sau nu se duce viața. Și până la tot urmă, dacă este ceva ce rămâne, e ceea ce se scrie despre tine în cer și te vei întâlni cu ele acolo. Așa că aș îndemna toți tinerii să facă pasul către Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu. Amin. Dragilor, dacă unii ne urmăriți și spuneți, eu nu sunt chiar tânăr, ascultați ce spun eu.
niciodată nu o să fii mai tânăr ca astăzi. Și nu știm, ne mai dă Dumnezeu o zi, ne mai dă Dumnezeu o săptămână, ne mai dă un an, 10 ani, 20 de ani, nu contează cât. Asta hotărăște Dumnezeu. Haideți să trăim frumos în ascultare de Dumnezeu, prezentându-L altora pe Dumnezeu. Poate uneori vorbim chiar despre greșelile noastre și să spunem, nu repetați greșelile noastre, că noi plătim facturile și acum câteodată și ne pare rău. Deci dacă suntem în vârstă, n-am rămas pe pământ degeaba. Suntem în mâna lui Dumnezeu și putem investi în copii, în nepoți, în alți tineri, în atenția. Eu de multe ori le spun, uitați-vă la tinerii cei mai răi. Poate un tânăr rău în oraș. În loc să-l critici, spui, ăsta mi-l dă mie Dumnezeu, îl pun pe lista de rugăciune, să văd cum îl poate transforma Dumnezeu, să-mi dea bucuria aceasta. Dacă sunteți tineri, o să vă spun ceva ce nu o să vă placă, dar din Biblie, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Folosiți tinerețea pentru Dumnezeu. Pentru că unii s-ar putea să aveți doar tinerețe și nimic altceva. Dacă o să prindeți ani mulți și viață lungă, tinerețea e frumoasă cu Dumnezeu, adolescența e frumoasă cu Dumnezeu și bătrânețea și maturitatea, toate sunt frumoase. Deci cam ideea întâlnirii de astăzi și a povestirilor noastre adevărate a fost că relația cu Dumnezeu chiar ne transformă în mod radical și când Dumnezeu se îndură de noi, suntem binecuvântați noi și sunt binecuvântați cei din jurul nostru. Dacă faceți parte din biserică, prețuiți biserica, prețuiți slujitorii, investiți-vă mai mult în slujirea lui Dumnezeu. Dacă sunteți acolo la prag, aproape, așa, gândiți-vă că ar trebui trecut pragul cât mai repede și relația cu Dumnezeu chiar trebuie să fie una personală, una proaspătă, frumoasă în fiecare zi. Poate că ați ascultat unii care chiar aveți așa promisiuni mari din partea lumii, doi oameni care puteau să facă foarte multe. Într-un fel, omenește vorbind, v-a încurcat relația cu Dumnezeu, dar nu v-a încurcat deloc, se pare, ci v-a descurcat, că puteați ajunge și nu puteați ajunge și ce-ar folosi unui om? Să câștige lumea. Să câștige totul, dar să-și piardă sufletul. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru cei care au fost în fața voastră, mulțumiți lui Dumnezeu, vă rog frumos, pentru cei care ne ajută cu partea tehnică, ne filmează, facă materialul să ajungă la voi și în timp ce Dumnezeu vă binecuvintează, că asta va face în fiecare zi, El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, încercați și voi tot cu ajutorul lui Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt, să fiți o binecuvântare pentru alții. Mântuitorul a spus. Am spus asta de multe ori. Mântuitorul a spus, este mai ferice să dai decât să primești și credeți-mă, nu se referea numai la bani. Când ai un cuvânt bun, când ai o vorbă bună, când ai o încurajare, când ai ceva din Evanghelie, Dumnezeu face să se întoarcă bunătatea Lui mai mult înspre tine. Să aveți o noapte binecuvântată, un sfârșit de săptămână binecuvântat, o viață și o veșnicie cu Domnul Iisus Hristos.